Bună seara, dragii mei! Bine ne-am regăsit! Nu ne-am mai văzut de ceva timp, dar pot să vă asigur că nu am stat degeaba în acest interval de timp. Astăzi vreau să vă am alături în pregătirea unui atelier pentru câțiva copii drăguți care mă vor vizita și cărora vreau să le pregătesc o surpriză. Suntem în luna noiembrie, o lună care precede luna cadourilor și atunci mi-a venit o idee năstrușnică. Hai să confecționăm împreună miniaturi de brăduți de Crăciun. Pomul de anul nou pentru mine este un simbol deosebit, pentru că el întruchipează, din punctul meu de vedere cel puțin, pomul vieții. Pomul vieții în care ne așezăm rând pe rând toate realizările, toate gândurile, toate bucuriile, tot ceea ce am vrea să ne reamintim atunci când privim acest pom imaginar al vieții. Așa că am pregătit câteva bucățele de lemn sub formă de brăduț pe care am avut grijă să le șlefuiesc așa încât toate marginile să nu fie tăioase, având în vedere că vor face obiectul atelierului unor copilași de vârstă fragedă și atunci trebuie să le protejăm mânuțele. Și pentru aceasta am căutat să finisesc cât mai bine aceste bucățele mici din lemn. Pasul următor, tăierii și șlefuirii, a fost găurirea. După cum vedeți, aici am făcut un mic orificiu în care voi introduce o mică sforicică, așa încât decorațiunea noastră, într-un final, să poată fi agățată chiar în bradul nostru mare de luna viitoare. M-am gândit ca atelierul să fie mai ușor pentru acești copilași, și atunci am prefigurat pe acești brăduți câteva cercuri pe care le-am desenat cu creionul, care vor să definitiveze cumva forma globurilor din brăduț. Ca ele să rămână permanente sau aproape permanente, am folosit un instrument care vă este cu siguranță cunoscut multora dintre voi, creionul sau stiloul de pirogravat. Și atunci, cu mare grijă, așa încât să nu mă accidentez, am conturat aceste cerculețe pe care le-am desenat înainte cu creionul. E un exercițiu pe care trebuie să îl faci așa încât cercul să nu fie denaturat. Am desenat atât pe o parte cât și pe cealaltă, urmând ca în atelierul ce se va întâmpla foarte curând, copilașii, având la dispoziție creioane cerate, să coloreze cu verde ceea ce este în jurul cercurilor și în culori diferite cerculețele, să umple cerculețele de culoare. Deci vom avea un brad de Crăciun multicolor, multibogat, cu globulețe imaginare, așa ca și gândurile noastre bune, frumoase, curate, pe care vrem să le transmitem în prag de sărbători tuturor celor dragi. Să ne închipuim că
Bradul nostru de Crăciun este viața noastră. Să ne închipuim că în el vrem să agățăm cât mai multe amintiri frumoase, cât mai multe gesturi frumoase, cât mai multe gânduri bune îndreptate către cei din jurul nostru. De aceea, știți, în preajma sărbătorilor toată lumea își dorește să fie mai bun. De ce? Pentru că de obicei ceea ce dăruiești ți se întoarce sub o formă sau alta. Este un motiv de bucurie pentru mine ca zilele acestea să am ocazia să mulțumesc unui grup extraordinar de doamne care m-au alăturat lor, doamne de afaceri din Patronatul Femeilor de Afaceri, care m-au susținut necondiționat în toată activitatea pe care încerc să o desfășor de ceva timp. Și anul acesta mi-au dăruit o surpriză extraordinară, acum în prag de sărbători. Am fost anunțată că doresc să mă premieze. Să mă premieze pentru activitatea de cel puțin un an de zile de promovare a tradițiilor dobrogene. Încerc să promovez meșteșugul, artizanatul, micile meserii. Încerc să imprim copiilor amintiri plăcute prin intermediul lucrului manual. Sper ca atunci când ei vor crește mari, aceste mici obiecte să le rămână amintiri de suflet, să le adauge în cutiuța cu gânduri frumoase, să-și aducă cu mare plăcere aminte de momentele petrecute la suveniri din Dobrogea și să-i formeze ca oameni creativi care ne vor întoarce la un moment dat acest act de creație, și ne vor bucura în momentele așteptate de la apusurile noastre. Sper ca acești copilași să se bucure foarte tare de această aventură pe care o vom trăi împreună prin a ne confecționa, prin a avea prima poate decorațiune de anul acesta pentru brad. Și le doresc din suflet ca acești brăduți, acești pomișori să le aducă numai gânduri bune, sănătate multă, să-i țină voioși, bucuroși, așa că părinților să fie foarte mulțumiți de bunăstarea lor și a familiei lor. Eu vă doresc spor și vouă în a confecționa obiectele voastre de decor pentru Crăciun. Vreau să vă spun și vouă ceea ce spun multora dintre vizitatorii mei, și anume că încercând să-ți confecționezi ornamente de Crăciun, unu, în fiecare an, la un moment dat, în pomul vieții tale, vei aduna practic toate gândurile și amintirile pe care tu, în interiorul tău, le procesezi atunci când te concentrezi să faci unul dintre aceste obiecte. Ele vor înmagazina acele sentimente trăite pe moment și probabil că ar fi minunat acel moment de Crăciun când îți vei atârna în brad obiectele create de tine și îți vei aduce aminte de momentele prin care ai trecut atunci când ai confecționat aceste obiecte. Construiți-vă pomul vieții voastre și fiți fericiți! Eu vă doresc o seară plăcută și pe curând! La revedere!